Popcorn, biscuiți, lapte, iaurt și mere sunt produsele pe care elevii prahoveni le vor primi timp de 3 ani. Din acest an, programul clasic de distribuire a cornului și laptelui în școli a fost extins, fiind incluse și diverse activități menite să încurajeze o alimentație sănătoasă a copiilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul județului Prahova a produselor ce vor fi distribuite în cadrul programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente pentru 2023-2024, 24-25, 25-26. Observați! Nu sunt, trecem la... Nu votați! Dacă mai e cineva, dacă nu, nu participă la vot. Limba română are multe înțelesuri, domnule. Și supun la vot, voturi împotrivă, nu sunt abțineri. Astfel, școlile vor putea organiza vizite la ferme pomicole de producere a laptelui, dar și la expoziții sau târguri care prezintă fructe, legume sau produse lactate. Mai mult, vor putea fi organizate concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, inclusiv degustări a acestor produse, dar și alte activități de acest tip. Profesorii sunt încurajați să promoveze obiceiurile alimentare sănătoase în rândul preșcolarilor și elevilor, prezentându-le informații adaptate vârstei. Toate aceste măsuri fac parte din programul pentru școli al României, adoptat de guvern, iar toate consiliile județene din țară au obligația de a adopta hotărâri privind promovarea alimentației sănătoase în rândul copiilor.